Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click la un nou episod aici de GTA 5. Am văzut că vă place jocul, așa că îl continuăm. Bun, ieșim aici din casă, nici nu știu ce misiune am, cred că... Să înțeleg că trebuie să iau mașina? Ok, cum... Franklin! Hey, what's going down, om? În fine. Ok, hai să luăm mașina. Bă, dar oare pe mașină? Autosave is not... Ies, mă, du-te încolo, așa. Hai să luăm mașina. Chit că o distrugem, asta e, furăm alta. Și pe unde încotro, ce drum îmi dați? Că nici nu știu. Bă, nici nu știu cum vin HP-urile astea aici, sincer. Îți curăț dacă pot să pornesc pe scârția. Ok. Așa. Și click dreapta era? Dați-mă. Cum era? Ok, safe house, așa, așa. Și cum puneam punct, că nu știu. Waypoint. Pe cât e, că nu pot să-mi dau seama, că am chestia aici ce mi-a arătat mie, că e pornită filmarea. Enter e ăla? Cred că enter e. Da, enter. Bun. Hai să mergem atunci pe aici, prin Los Santos. Bă, nu-mi dau seama prin ce parte ar trebui să vină Grove Street-ul, adică, de fapt, aș putea să mă iau gen după clădirea aia înaltă de acolo, că știu că de acolo mă puteam arunca. Să înțeleg că Grove Street-ul o fi prin partea asta? Hai să mă plimb un pic să văd cum e pe aici, totuși. Poate recunosc de cât zona. Dar cred că e mai mult până în Grove Street sau nici nu știu. Aici să fie la parcul ăla de bicicliști? Sau e la spital? Cred că aici e la spital sau... Aaa, stai mă, cred că e pe aici. Aici e pizzeria. Pizzeria e asta, să zic că... Abana ce-o fi. Să fie în partea asta, Grove Street. Nu, chiar nu știu. Dacă e, stau eu altă dată, acum nu stau. Ron, se plătă. Știu că era o benzinerie aia, nu? Da, mă, era o benzinerie gen așa. Sau... Hai să mă uit totuși, că și așa fac doar o misiune, maxim două, nu fac mai multe. Undeva pe aici ar trebui să fie casa lui CJ. Nu prea pot să-mi dau seama, ia stați o secundă. Ar trebui să vină așa o stradă rotundă pe undeva. A, dar nu e explorată zona, cred că trebuie să mă plimb mai mult sau cine știe. Dacă o fi prin partea asta pe aici. Ne, nu, cine știe când mi-o luat să găsesc. Hai că caut altă dată Grove Street-ul. Hai bine că mi-am futut mașina. Mai ceva ca pe curbă. În fine. Ok, hai să mergem atunci la checkpoint pentru că da... Bă, da... Trec, nu glum auto. Mișcă-mă, dă-te mă la o parte. Ok, ne ducem pe partea asta. Ne-am făcut praf și mașina. Conducem ilegal, luăm drumul greșit. Ce aici? Ammunition? Ok, dar n-avem bani de arme, presupun. Adică, câți bani am? Unde mi-arată? Cât am? 500 de mii sunt ăștia sau sunt 500 vir? Cred că 500 de mii. Sau... ia stați o secundă, hai să parchez. No parking, s-o crezi tu. S-o spar și... Da, spar și luneta, văd. Hai să cumpărăm ceva, totuși. Un pistol, ceva să am și la îndemână. Știu că probabil mi-or da ăștia, dar e bine să ai la îndemână. Mamă, cum am deschis ușa așa cu piciorul direct. Ăștia se antrenează cu trasul de armă. Take your time. Și cât trebuie să 350, pistol. Cuțite nou. Dați blocate și eu ce pot să-mi cu... Grenadă? Nu, ok, eu fac prostii grenadă. Deci doar un pistol, culan și cuțit. Pe cât cumpăr? Ok, cuțit și hai să cumpăr pistol.
Mac de chestii pur. Hai să upgradez toate astea. Cam văd că am bani. Așa ce... A, grozav, că mă aruncam cu niște bani în plus. Așa. Hai să iau gloanțe căcălău. Hai că ajung asta, mai pot să-i adaug ceva la pistol? Ia, ce mai pe aici? Mai sunt niște culori. Hai că-mi place asta. Și cam atât. Ok. Ce mai e pe aici? Armură. Pot să-mi cumpăr. Atât. A, mai erau și pe aici alte armuri, în fine. Avem și armură, ne doare în cur. Bine că mi-am luat pistol. Stai și cum dau așa? Stați-mă. Stați-mă, stați o secundă. Și cum neapă schimb? Nu știu, Q sau... E, habar n-am. Bă, să-mi ziceți comentarii cum schimb acolo, gen că aici să-mi apară cuțitul și nu pumnul. E bine că avem bani mulți din start. Sau... A, bag, mașel era așa atunci. Ce curge apa pe aici. A, puteam să par... Mă, uite, știu ce mașină sunt pe aici. Eu mă chinui cu mașina aia. Deci chiar... Nu, no, nu știu cum schimb de pe... Pumn așa pe cuțit. Și nici nu pot să fug pe aici. My dear boy, so good to see you. So... Nu pot să sar peste ăsta, văd că... Ba, da, pot. Ok. Hai că am lungit o grămadă, văd. And you still rolling with that old raggedy ass hair? That country bumpkin shit is enough to get us shot right there. I never took you to be old hairstylist type bitch, but now it's all starting to make sense. How about you drive? E bine că am de la asta mașină că călămăria ta. Hey, wasn't that motherfucker who took the bike at S.A. Vago's dude? With the tattoo on his face and shit? Yeah, that was him. Fuck, homie. I don't want no unnecessary bullshit here, all right? Du-te. I don't give a shit. It's a reason Simeon pays a couple of mean-looking motherfuckers to come repo this shit. We ain't Girl Scouts. Sper să n-apară vreun om în față pe care să-l ușesc. Dar îmi place că pe aici nu-i trafic deloc. Man, step up, nigga. Of course this dude real. Well, nigga. He requires surplus of paper and deficiency of brain cells. He just put a dub down on this bike. 20 G's? With a 3G note? Damn, that motherfucker must be tricked out, dawg. Man, this whole setup designed to take drug money. Alright, man. Let's go in. Opa. Ok, hai că e bine că nu mai bușez mașina atât de rău, ca n-am te dăți. That's Simeon a funny dude, though, it's gonna be a shame when we get to book his ass and jack him for all this shit. What the fuck you talking about? I'm a psychotic motherfucker. That's how shit work, ain't it? You do some jobs for a fool, develop a little uneasy relationship, and then they ask you to do something above and beyond. You fall out, fools get capped, then you start all over again with some other fool. Where the fuck you get that from? That ain't my life, dummy. The bike should be in one of the lockups down here. Should be is the story of your life, asshole. Ia, mă, poți să sar și eu. Hai, mă, că poate și Franklin să sară gardul, ce naiba. Hey, what's up, homie? You all right? No, away from me! Perfect sample agents! Yeah, you thought I was gonna hit your bitch ass, huh? Drunk ass nigga. Shit, man. Play it cool. Yeah, that's right. Bă, aștept să pot să mă împușc și eu. Ce dracu poartă ăsta papuci cu ciorapi? Man, your pussy the only thing that's smooth up in this shit. Man, what exactly did I do in the past life to deserve your stupid ass? This is a routine, pisicile. Do them Vagos look routine?
This is shady ass app. Shit, we in Best Beach. Okay, Ankar. S-a adus dracu pisica aia. Încă una. S-a adus dracu și asta. Cred că este primul GTA în care, primul GTA în care apare animale. De fapt, stai că și în GTA 4 mai erau porumbei aia. Fă parcă și în San Andreas n-a mai vedeai pești. Dar mi-a lăsat deoparte, mai fără animalul care poți interacționa. Hola, S.A. We saw you trying to creep up in here, man. Yeah? You saw this motherfucker? Oh, shit. Vamos! Stare Uzi. Come on down, everybody! Come on down! Hey, nigga, I would have just got my ass beat over a fucking gun fight. Get those fools! Test our luck, homie! Find your bitch ass and cover! Yeah? Out here, man. Shit, my kid. Și cu ăsta dau mai ce timp, în fine. Shit, on your left. Fagos, fool! Good looking, homie. Nu vine că asta trebuie să aibă macu, zici, eu avea și eu mătrimi cu pistolașul. Hit the floor, homie. Motherfuckers got us closed in here. Nici n-a trebuit să-mi cumpăr armă. Cred că n-a fost chiar nevoie să... Trag în aia. Să-l duc pe ăla după Uzi? E de-l dracu de Uzi. Ok, văd că mai am unul pe acolo. Bă, da, dau pe damage cu pistolașul ăsta. Dracu, mă mănânc, am luat un furce la câine. You still breathing, homie? Yeah, barely, homie. Shit, we gotta get the fuck away from this shit. Man, we only came here for a bite. And that a motherfucker is right there. Now, guys, this is shotgun. Come here, we got your pink slip. May as well get this shit done. We really gonna repo after all this bullshit. Opa! Trebuie să-l fugărim pe ăla cu mașina, am înțeles. Hai, da, urcă. You crazy motherfucker, why we have to pop all them people? You was there too? Correct me if I'm wrong, but you shot more of them than I did. Yeah, but you started this shit, stupid. Hai să zicem dreapta, să înțeleg ca să... Chiar și eu am apostat pe capotă. Abia aștept să joc cu trebă, că trebuie cel mai șmecher din GTA 5. That's a monster fucking bike you riding, stupid. Da, ai ce parcare, băga-mi aici picioare. That's because he's sitting on 140 cubic inches right there, nigga. Oh shit, professor, you're right. This punk get away, we going down, homie. He gonna pit us for all these bodies. And whose fault is that, Mr. 80s action movie body count motherfucker? Don't play the blame game, just get on here. Shit! Ce m-am suit pe ăsta? Ok, că mă duc prin chestia asta, hai, direct centrul vechi, nu știu ce pe aici. O, da, derapez cu mașina și aici, alunecă, nu știu cum să zic. Da, bine, se conduce mai fain decât ca în GTA 4, cred. Sau nu știu. Pop that fool, we need him on his ass so we can get what we came for. We want your bike, get. Bye-bye, asshole. Take the bike and meet me at the car wash round the way. Homie, you tripping. Ouch. Hai mai ridică-te, Franklin. Du-te, 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 du-te. Ia motocicleta și s-o duc de aici, ok. S-o spăl? Ok. Te trezești că acum vine ăștia după mine. Bă, până acum destul de faină acțiune. Chiar îmi place jocul. Adică e imposibil să nu-ți placă așa ceva, să munci la jocul ăsta extrem de mult. Dar și optimizarea e foarte bună, n-am ce zice. Se mișcă mai bine GTA 5 ca și The Forest, dacă vă vine să credeți. Văd că acum n-am 60 de FPS-uri constante, că filmez și e noapte aici și s-o grămadă de lumini.
YouTube, dar dacă vreau să am și mai multe pot să-i dau graficile mai mici, dar nu vă rostul. Bă, dar n-aș putea să scurtez din drum așa, adică zic și eu. Și așa scam mai ieftin. Ei, m-am făcut cu shotgun, am și un pistol upgradat. E ok. E foarte mișto jocul ăsta, până acum chiar îmi place. Or fi amânat ăștia o grămadă. Bine, pe mine nu prea m-a afectat amânarea asta, că tot n-aveam pe simț să joc. Dar asta e altă parte. Oricum, jocul ăsta chiar că e foarte frumos. Dacă o să fac top 10 jocuri preferate partea a doua sau de pe canal, ăsta o să fie printre primele, mai mult ca sigur. De ăsta și 2K17, dar în 2K17 mai găsești bug-uri. M-am mușcat eu așa pentru mine puțin, așa de-am pulea și am mai găsit mici bug-uri. Dar ok, nu sunt foarte mari, semnificative, mă înțelegeți? În 2K16 erau și mai multe. Bine, 2K15 e cel mai handicapat dintre toate, mi se pare. Dintre, na, WWE-urile se ce merg pe PC, hai că văd că am și 15 de când filmez, am făcut rost de pistol, mă doare în cur. Ok, hai că vine aici și la spălătorie car wash. Și ce dracului mă mănânc așa? Man, I can't hang with your ass for a while, bro. You a psychopath. You done finally fucking lost it. Nigga, that's that Apache blood in me, homie. You ain't lucky I ain't do a flying tomahawk and scalp they motherfucking ass. We can't repo the assets of a dead man, big sitting chief asshole. Nigga, we ain't going to neither, nigga. I'ma keep this motherfucker for myself. Tell Simeon we couldn't recover. You fucking tell him, you fucking moron! Misiune făcută. Nu zice și câți bani mi-au fi dat. Hai să mă duc să salvez atunci. 15 minute așa pentru un episod scurt. E bine. Oricum cu jocul ăsta merge să fac și live-uri și tot. Că e un joc mare rău. Adică nu degeaba are vreo 65 de giga sau câțiva de. Dar merită. Merită, vă spun. Merită jocul ăsta. Casa pe unde vine? Undeva pe aici sau? Dracu. E, suntem ce aici. Aici sau am mai față. Știi să mă dau jos la ea sau să urce în mașină? What's wrong with you, boy? Waiting on Tanisha when a real woman can show you a good tank. What the fuck is wrong with you, Tanya? Ain't nothing wrong with me, nigga. Shit. Asta e nevastă sau care, dracuie? Where the fuck is JV? Smoking. And what about you? I mean, you know, I quit. You know what I'm saying? Almost. Yeah, whatever. JB, look, JB gonna lose everything. He gonna lose the house. You know what I'm saying? The business, everything. And you his cousin, nigga. You said you was gonna help. He ain't my cousin. Whatever, if that's what you feel. Ah, Jim, ca lui Vărsu. Sau cine e căcat-o fi, mă cam doar. Hey, look, let's make this quick. I got shit to do. Nigga, you need to slow it down. Tanisha... Hai s-o duc și pe asta, trezești că... S-o duc și pe asta, te trezești că dăm la buci acum. Dar nu, la buci dai mai târziu un joc. Știu că și strip club și sunt mai multe chestii aici, încetează ce faci jocul. Oh, man, how did I get dragged into this? Vedeți că l-am terminat de nu știu câte ori uitându-mă la el pe YouTube. Bă, Dandy, capa șoferii ăștia de aici, înțeleg că le tai o cale așa astea, dar dă-i încolo, că ăștia prea se cacă pe ei. I told you, I don't do that shit no more. I mean, I baby doze now and again just for the taste. But I'm doing good, boo. Your eyes don't lie. Whatever you say, girl. Come on. There's JB's truck. Let's go bring the cha-ching, homie. Și trebuie să iau camionul ăsta serios, las dita by Ferrari-o pentru că... Bă, ce-aș împușca-o pe asta firara, dragul. Hai mă, urc o dată că plec fără tine. Bă, că eu trec prin car direct. Nu vă... Bă, că nu se rupă, ok. Yo, we on that like ugly on your mama. That's 10-9, come again. I didn't catch that. It's Tanya, fool, and my boy Franklin. We filling in for JB. Copy that. Hi, Tanya. N-avea și Trevor o mașină de asta, parcă. Mai mică, evident. A bucket. This one should be easy. Shit, not easy enough for JB to drag his ass out of whatever crack house... The crack house he laying in. His loss, your gain, sugar. Except I ain't gaining shit, sugar. Move that seat back, and you know I'll make it right for you. That ain't what I'm saying. Damn, Tanya, what the fuck happened to you?
Stai, că ajungem mai prin centru aici. Dar-mi place că ăsta nu-i gen oraș din ăla, gen metropo, sau nu știu zic. Locuri multe aglomerate acolo, e mai așa, mai aerisit, ca să zic așa, nu sunt o grămadă de case lipite și toate la fel ca în GTA 4. Interesant aspectul ăsta, că nu e nici trafic așa mult. Și aici e poliția și... Seamănă cu... Trebuie să-i tractez cu ăsta. Mașina. Back it up nice and steady. Deci, ce a zis? Shift și mai ce, că n-am văzut. Dar n-am văzut ce taste a zis acolo din euri. Shift și mai ce? Dați o secundă să văd aici. Settings. Controls. Key, așa. Nu, nu. Keyboard, mouse sau... Nu? E că le schimb aici. În fine. Aia că iau toate tastele la rând. Am văzut parcă... ceva legat de shift. Control sau ce era? Cât râlă? Aha, uite. Ok, we are in, baby. Așa. Let's get this back to the lot. Hey, this was not how I saw my day going. Ne-am luat asta mașina bună, hai să o ducem de aici. Bă, dar fai rău să mișcă jocul ăsta, să-mi bat picioarele. I've been trying to branch out. Can't stay in Chamberlain Hills forever. Nigga got airs now. I remember you before you was a wannabe when you just was. And I remember you and JB before y'all was dope here. Shit changed. You the one all turfed up. But I'm already coming to stop fucking the shit out of him. Smoking homies. He out here grinding, towing cars, paying bills. Parchează ăștia aici. Parcare în mijlocul drumului. Ce dracu? Cause I could have sworn it was me out here towing cars for him. And look at damn fine doing it too, baby. Dar e că duc la 25 de minute episodul. Okay, we make the drop where they got the areas marked. They get real finicky when we don't leave it in the right place. All right, sugar, you can unhook it now. Hold it. I'll see you on the block. Anything you need, you holler at me. Now, where is that fool? Mai e pe aici bolidul ăla, uite-l aici. Doamne, ce urâtă-i negresa aia. Bun, hai că mai e cea bolidul ăsta, mă duc naibii să salvez și închei, că ajunge. Este episoade lungi și mie, că vă... Tu știu ce mișto-i... A, nu mai e doar să rămâi. Ok, văd că își primez mesaje pe WhatsApp, hai că la fix să primesc acum. Dar taci mă că-ți răspund acum. Mă, ce grasă era asta. În fine, hai să o ducem pe asta, pardon, să ne ducem. Ce dracu să ducem pe asta, mi-a rămas gândul la grăsana aia. Dar taci mă, sper că nu se aude pe filmare cum face telefonul. De fapt tot birou, că am telefonul încărcat pe masă și pe... A, era mașină. Iarăși. Căutați ce dracu, în fine, hai că eu închei aici. Sper că v-a plăcut vechea poveste, dați câte un cap în gură butoanelor de sub videoclip. Și cam atât, până data viitoare. Ciao les.